Bilanț provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don. Bună dimineața, alături de mine este astăzi senatorul fost PSD Mircea Joan, extrem de prezent pe scena publică în această săptămână. Aș avea o primă întrebare referitoare la statut. Cât de fost PSD sunteți sau e o chestiune care trebuie tranșată de Congres? Bună dimineața. Există o situație care este absolut inedită și depășește chestiunea statutului. Evident că orice Consiliu Național, Congres al Partidului poate să schimbe decizia. Este absolut firesc ca un palier superior ierarhic al Comitetului Executiv să poată să inverseze această decizie. Dar este mai puțin important. Suntem într-un moment în care atât pe stânga cât și pe dreapta românească asistăm la reașezări importante și eu m-aș uita mai puțin la intriga de partid sau la mișcările disperate ale unui Ponta sau Dragnea, pe care încearcă să elimine fără niciun fel de motiv un potențial rival pentru o eventuală competiție în partid. Păi da, știți ce spun gurirele și în special la dumneavoastră la PSD și pe internet, care a făcut atât de mult rău partidului, acest internet, nu, care a mobilizat și care a dus la înfrângerea domnului Ponta. Se spune cam așa: Mircea Joan a pierdut alegerile acum 5 ani, deci a plătit un preț politic, a fost sancționat și acum, pentru că tot l-a pierdut Victor Ponta, a mai fost sancționat o dată Mircea Joan. Eu nu vreau să pozez în victima cuiva. Până la urmă, fiecare își decide soarta proprie. O spun fără niciun fel de patimă și fără niciun fel de ranchiună că utilitatea politică și electorală a lui Victor Ponta și a celor care l-au însoțit în această campanie este astăzi epuizată. Este o chestiune practică, e o chestiune fizică, e o chestiune obiectivă. E logică că am pe peste tot în lume. Și se întâmplă oriunde în lume și aici nu este problema de faptul că a pierdut și că se retrage sau nu, ci pentru că gradul, valul de antipatie la adresa lui Ponta și indirect și asupra PSD-ului îl fac în clipa de față o realitate politică care este contraproductivă pentru interesele partidului. De aici discuția vis-a-vis de mine, discuția vis-a-vis de președintele de onoare Ion Iliescu. Mă uit cu oarecare detașare la acest subiect și mă uit cu mai multă preocupare cu privire la viitorul stângii românești. Și pot să vă spun că, din punctul meu de vedere, sunt convins că în interiorul partidului și în interiorul stângii românești, în afara PSD-ului, există în continuare suficient de multă resursă umană, de idei, de onestitate, de prospețime, de reinventare, de democratizare în profunzime, astfel încât stânga românească să poată să meargă mai departe, să se adapteze nevoilor și așteptărilor opiniei publice, care s-au schimbat în mod dramatic în ultimii ani de zile. Și pot să vă spun că în PSD astăzi există un număr foarte mare de politicieni neuzați politic, moral și electoral, dintr-o generație intermediară, generație suficient de tânără ca să nu fi învățat toate metehnele politicului românesc, suficient de experimentată ca să poată să facă politică. Și apropo de planurile mele de viitor apropiat, dacă o astfel de echipă de oameni cu adevărat integri, competenți, credibili, onești, din punct de vedere intelectual și moral, se vor aduna și vor crea o masă critică în PSD, eu voi fi cel care îi voi sprijini pe ei să ia conducerea partidului cu mine ca un sfetnic și sprijinitor. Deci sunt cei încă pe care contați în momentul în care vorbeați acum câteva zile de redemocratizarea partidului, de încă o șansă dată PSD-ului, de exact refondare practică. Domnule Don, nu vă mai gândiți să plecați, domnule, în altă parte. Nu e vorba de asta. Sau, dacă v-ați gândit. Stați un pic. Eu am condus acest partid. Eu am fost candidatul acestui partid. Am obținut milioane de voturi sub sigla acestui partid. Am obligație, în primul rând, morală. Dincolo de starea mea de spirit și dincolo de faptul că cred că nu se face ce a făcut Ponta și cu Dragnea la adresa mea. Chiar nu se face. Dar mai puteți să ne spuneți o dată de ce ați fost exclus? Nu știu nici astăzi. Este pur și simplu un proces de intenție asupra unor, un fel, formă de delict de opinie cu anticipație. În sensul, las că știm noi ce ai fi putut să faci după ce Ponta a pierdut alegerile prezidențiale. Am fost mai mult decât impecabil în campania electorală. Pot să vă arăt corespondența cu Victor Ponta, în care mă ofeream să-l ajut în diverse momente publice,
nu a existat din partea mea nici o formă de lipsă de loialitate, nu față de Ponta, ci față de candidatul PSD, pentru că așa cum eu mă așteptam în 2009 ca toți să mă sprijine din partid, chiar dacă asta s-a întâmplat oarecum inegal, Ponta m-a recunoscut când a votat cu mine în primul tur, este absolut halucinant, eu nu aveam dreptul, că a fost președinte al partidului și fost candidat la președinție, să mă comport cum s-au comportat alții. Deci am fost absolut ireproșabil în această campanie, deși pot să vă spun că prieteni de-ai mei, anturaj de-al meu, m-au criticat spunând de ce îl sprijin pe Ponta. Și spun, nu-l sprijin pe Ponta ca persoană fizică, ci sprijin candidatul PSD-ului, partidul pe care l-am condus. Iar e o logică, nu? De partid și e o logică, de e o logică, politică până la urmă, de, occidentală elementară. Până la urmă, ce să fac? Nu cred că Hillary Clinton era cea mai fericită după competiția cu Barack Obama pentru candidatura la președinția Statelor Unite. Dar a fost acolo, chiar dacă evident competiția între lideri și rivali politici este și ea importantă. Dar revin la ceea ce spuneam puțin mai devreme. O spun încă o dată. Obsesia mea nu este să redevin președintele PSD-ului. Am fost odată. Și am fost într-o perioadă grea de opoziție. Bun, dar ce faceți acum? O moțiune? Prezentați o moțiune la congres? De, nu știu când o să fie, probabil în februarie se zvonește. Și antrenați această legiune tânără în eu mă adresez în acest moment tuturor... Tehnic vorbind. Eu vorbesc ce se poate politic întâmpla? Și practic. Statutul PSD, și acesta este un lucru foarte bun, prevede că președintele partidului se alege de către toți membrii de partid, 500 de mii de oameni care sunt chemați să voteze. Un referendum autentic. Jumătate de milion de oameni, aproape o alegere în sine. Și dacă acest lucru se va respecta și dacă această camarilă care s-a învățat să măsluiască inclusiv congresul din 2010. Domnul Ghiță recunoștea că a pus camere de luat vederi în zona de votare la congresul din 2010. Dacă va exista o organizare onestă, neutră, democratică a congresului și vor fi lăsați să voteze acești sute de mii de membri de partid, eu vă garantez că înțelepciunea colectivă a acestui mare partid, cu enorm de mulți oameni onești și decenți și oameni care înțeleg ce se întâmplă cu viața și cu politica, care aud ce ne-au spus oamenii la aceste alegeri, își vor găsi o conducere, în mod clar alta decât cea actuală, pentru că e nefiresc să continue cu un bagaj de toxicitate electorală atât de mare. Dumneavoastră și sau mai cine? Concret. Și cu cei care se vor alia unui proiect. Pentru că, până la urmă, dincolo de personaje și persoane, avem nevoie de un proiect de reinventare a stângii românești. Un proiect de autentică redemocratizare în profunzime a partidului. Un proiect în care să ne întoarcem la valorile autentice de stânga și nu la cele de pseudo-stângă, care mai degrabă seamănă cu un partid de dreapta. Guvernarea noastră din ultimii ani de zile a fost o guvernare mai la dreapta decât dreapta din România. Nu întotdeauna, dar a fost USL-ul botezat, știți foarte bine, o struță cămilă ideologică de ambele părți. Nu au fost politici numai de dreapta și nu numai de stânga. Deci, fel de combinație pur electorală. Eu pun proiectul politic înaintea personajelor. Într-o formă sau în alta voi anima acest proiect. Repet, nu este obsesia mea și prioritatea mea de etapă să conduc din nou PSD-ul. L-am condus și este extrem de greu să ții un partid atât de mare în opoziție, unit și performant electoral. Sunt extrem de deschis către o echipă neuzată politic și moral, suficient de experimentată ca să știe să facă politică și suficient de onestă cu ideile noastre și sunt dispus să ajut o echipă de acest gen să ia conducerea partidului. Dacă e nevoie de mine într-o poziție de leadership în PSD, o voi face din nou. Nu aceasta este preocuparea mea principală. Eu vreau să demitizez percepțiile și stereotipurile la adresa stângii românești. Asta este obiectivul meu pentru etapa asta. Ce faceți concret ca să schimbați imaginea catastrofală pe care o are PSD-ul acum? Nu are, totuși sunt milioane de oameni care ne votează. Bun, 5,3 milioane pentru Victor Ponta, dar imaginea știți foarte bine că este foarte, foarte mototolită. În primul rând, trebuie să ascultăm ce ne spun oamenii. Ce ne spun și cei mai vârstni și cei mai tineri. Ce ne spun salariații? Este principala noastră sursă, principalul bazin electoral, potențial pe care încă nu știm să-l... Dacă ne uităm la structura votanților, vedem că avem o structură de votanți mai vârstnici,
mai puțin educați, mai din zona rurală, care în continuare trebuie să reprezinte o obligație din partea noastră și o nevoie să-i putem ajuta pe oamenii care sunt mai necăjiți. Dar asta nu înseamnă că trebuie să existe o fractură în comunicarea și în oferta unui partid de stânga din România față de cei care sunt în primul rând salariați la privat și la sectorul public, în emigrație. Sunt oameni în sunt oameni în corporații internaționale care în clipa de față nu au o voce de susținere în fața unui capitalism extrem, extrem de brutal pe care noi îl avem astăzi în România. Un capitalism de tip cocktail în care avem extrem de multe inegalități și extrem de multe lucruri care nu sunt acceptabile din punct de vedere al unui om, care dintr-o leafă, din două lefuri, din salariu, două, trei, din trei, patru joburi, mulți dintre ei, pur și simplu nu reușesc să-și facă o viață decentă. Și nici să declare tot ce au de plătit la stat... Deci, să nu facă evaziune pentru că nu... A doua problemă care este fundamentală și este valabilă și pentru PSD și pentru PNL și pentru oricine, este această cumplită etichetă de corupție aproape generalizată la vârful politicului românesc. Eu pot să spun că sunt foarte mulți oameni în politică care sunt oameni onești. Nu tot omul care face politică este automat un ticălos. Dar dacă toate partidele, începând cu PSD-ul sau partidul de stânga care va putea să răspundă mai bine așteptărilor publicului. Ce deci a treia sau a patra oară că menționați stânga românească generic, la ce vă gândiți mai mai clar? Eu mă gândesc și la un alt partid, la o uniune între PSD și o altă formațiune, la o nouă formațiune care să unească această stângă românească care nu există într-un spectru foarte larg, dincolo de PSD. Electoral vorbind, nu se vede mare lucru. PSD-ul are astăzi monopolul reprezentării politice a stângii românești. PSD-ul nu reprezintă întreaga stângă românească. Și atunci eu spun la fel de clar, cum am spus-o și la prima afirmație, că avem nevoie de o echipă de oameni necompromiși, neuzați politic. Nou partid, nou nume, nou siglu? Stați un pic. Nu asta este problema. Okay. Eu nu cred că problema PSD-ului este rebranduirea. Nu știu, întreb. Nu cred că problema... Vorbiți de stânga românească la fel de mult ca de PSD. Pentru că eu reprezint publicul. Partidul nu este o entitate care își consumă existența față de sine, ci față de oamenii pe care îi reprezentăm. Și dacă noi ne vom hotărâ, cum cred că trebuie să facem, să reprezentăm un spectru mai larg al publicului, al segmentelor de populație, al segmentelor de preocupări, așteptări, vise, frustrări ale publicului, atunci PSD-ul, sau dacă PSD-ul nu va înțelege și nu va asculta, o altă formațiune, cu sau fără mine, va răspunde acestor așteptări. Există o presiune din partea publicului românesc pentru un partid de stânga autentic. Un partid care să fie cu adevărat ceea ce spune. Și nu unul care semnalizează stânga și o ia la dreapta, cum am făcut din păcate de foarte multe ori, inclusiv în timpul în care eu conduceam PSD-ul. Adică nu e o chestiune în care să nu recunoaștem că există o problemă de desincronizare între ceea ce spunem că suntem și ceea ce facem atunci când suntem la guvernare. Deci vă spun extrem de clar că din punctul meu de vedere, prima prioritate este definirea unui proiect de stânga. Prima mea obligație morală este să mă reîntorc către PSD și să spun fraților, surorilor, dacă nu ne adaptăm la ceea ce ne cere opinia publică și așteptările opiniei publice și ale propriilor membri de partid, suntem condamnați ca și alte partide de stânga din Europa Centrală și de Est, ca și alte partide de stânga din Grecia sau din Spania, să fim atacați în sens electoral de apariția unor forțe care să fie mai adaptate, dar veniți politic, da? Absolut. La nevoile populației, dacă în PSD... Și mai virulente. Și mai virulente, mai radicale, pentru că asta e așteptarea publicului. Dacă, prin metode nedemocratice, cum sunt capabili să le facă, actuala conducere va măslui un congres, nu va crea cadrul ca cei 500.000 de oameni să voteze, în clipa respectivă, oameni din partid și din afara partidului vom fi chemați să începem o altă construcție. Dar este ultima mea preferință. Prima mea preferință este o reformare, o refondare profundă a PSD-ului, dincolo de branding și culori și chestiuni de cosmetizare. Preferința mea ar fi să susțin o echipă de oameni integri, tineri și competenți
care au în mine un aliat și știu chestiunea aceasta, dacă va fi nevoie de mine într-o formulă de leadership oarecare, voi fi acolo, dar dacă nu se poate și nu se poate și o mână de oameni care amestecă interesele proprii cu corupția și cu înavuțirea din banul public, cum din păcate sunt mulți și în PSD și în alte partide, ei vor putea să rețină partidul, vom fi atunci obligați. Faut de mieux, că toți suntem la RFI. Am înțeles, dar tot mai pentru că toți mergem, suntem să mergem către o nouă formulă. La RFI înțeleg foarte clar de când vorbim că această excludere din PSD va permite să fiți back in business, da? Deci Mircea Joana writes again, ceea ce este o opțiune pe care nu o aveați neapărat acum câteva săptămâni. Ați avut un sfat prietenos, ați spus dumneavoastră, pentru președintele ales Klaus Iohannis, acela de a numi un premier PSD și, de ce nu, numit Mircea Joană, poate. Nu, n-am făcut această propunere. Nu, întreb eu. Nu. De ce nu Mircea Joană? Dumneavoastră ați propus numirea unui alt premier PSD. În primul rând, înainte de domnul Băsescu, care este încă președinte până în 21 noaptea, și domnul Iohannis, după ce se instalează ca nou președinte al României, problema guvernării și problema primului ministru aparține actualei majorități. Dacă această majoritate este într-adevăr solidă, deși asistăm în fiecare zi la câte o fisurare a acesteia, dar dacă se presupune că este solidă și că ea are în acest moment, pentru etapa asta cel puțin, o majoritate suficientă ca să poată să susțină un guvern. Cred că cel mai bun lucru pentru PSD, cel mai bun lucru pentru opinia publică, cel mai bun lucru pentru străinătate, care se uită cu ochi foarte critici la Victor Ponta astăzi, ar fi ca această majoritate să propună și să meargă către președintele Iohannis cu alte propuneri de prim-ministru decât Victor Ponta. Nu vreau să par că spun ce spunea și domnul Băsescu aseară. Eu am spus-o cu mult înainte. Joi seară. Din punct de vedere, din punct de vedere al altei seară, din punct de vedere al momentului actual, agățarea lui Victor Ponta de funcția de prim-ministru și de președinte la partid creează partidului o șansă extrem de mare să avem un scor electoral extrem de slab în 2016. Noi trebuie să ne gândim deja la următoarea scadență electorală. Dar totuși nu sunteți pe aceeași poziție ca cei puțini adevărat care preconizează o ieșire de la guvernare tocmai pentru a spăla imaginea și a pregăti alegerile din 2016. Dacă avem... Ceea ce n-ar fi neapărat o mișcare neinteligentă din punct de vedere politic. Atâta vreme cât ai o majoritate, trebuie să guvernezi. Ca să poți să guvernezi bine și să nu devină un bumerang împotriva ta, trebuie să schimbi garnitura. Garnitura înseamnă, în primul rând, primul ministru, care este discreditat din punct de vedere politic și chiar și moral. În clipa în care DNA-ul intră pe o anchetă, indiferent unde va duce ancheta, pe problema votului din diasporă, era următorul capitol. Acest lucru îți creează o dificultate și o presiune pe care în orice altă țară democratică europeană ar fi condus la demisia imediată a celui care ar putea să fie eventual suspectat că a făcut parte dintr-un astfel de complot. Ok, dar deocamdată, dacă vreți, deci indiferent de cine este la putere, dacă este să ne luăm după noi responsabili aflați pe val, dacă îmi permiteți familiaritatea expresiei, mă refer la domnul Blaga, care anunță clar și la domnul Iohannis că vor să preia puterea începând din luna februarie, deci mai rămân două luni. Practic, ce facem? Un guvern de mântuială, de două luni, de tranziție? Deci, domnul Blaga a fost foarte clar, două moțiuni de cenzură, cunoaștem cu toți Constituția, doi premieri refuzați și alegeri anticipate. Mi se pare plauzibil scenariu? Mi se pare foarte plauzibil, ținând cont de modul în care în 2004 și în 2009 majorități existențe au fost spulberate de apariția unui nou președinte sau unui președinte reconfirmat. Dar e un dublu limbaj aici, îmi pare rău. Pe de o parte spui... Vă rog... E un dublu limbaj. Dar n-am pe de o parte spui sus și tare că nu vei apela la practici blestemate din trecut, traseism, încurajare de una și de alta, și în același timp anunți faptul că în februarie te pregătești să iei guvernarea. Perfect legitim din punctul meu de vedere, dacă au o majoritate în Parlament. Dar actualul Parlament, fără migrație politică, nu poate să dea o altă majoritate. Decât dacă poate să provoace alegeri anticipate. Nu poate să provoace alegeri anticipate în absența unei decizii a Parlamentului
ca de două ori să refuze... Exact, de asta spuneam. Am dacă toată și tu... lumea e de acord asupra legilor anticipate, ceea ce nu cred, având în vedere starea tuturor, starea domnul, financiară... De exemplu, domnul Blaga, care este mai vechi în politică decât domnul Iohannis, cel puțin politica de la București, își aduce aminte și sunt convins că procesează din punct de vedere politic și al pașilor pe care și propun, momentul 2005, când domnul Băsescu, șeful domniei sale din acel moment, a încercat să facă anticipate pentru a prelua întreaga putere. S-a lovit de opoziția domnului Tăriceanu, care nu a fost confortabil cu această idee. Și de acolo a început o poveste întreagă de fisurare a alianței, da, și de reconfigurarea scenei politice românești, inclusiv până la crearea USL-ului. Deci acela a fost momentul în care fisura s-a propagat și a condus la o reconfigurare aproape totală a scenei politice românești. Ei știu că parlamentarii nu vor vota niciodată pentru propria lor plecare acasă. Din două motive. Unul, că nu vrei să pleci acasă. Doi, că sunt atât de mulți încât foarte puțini se vor regăsi pe liste sau pe o formă de candidatură. Și trei, că în mod inevitabil viitorul parlament va fi mai mic numericește decât cel care este astăzi. Și patru, nu avem bani de alegere acum după prezidențe. Nu e vorba de bani de alegere. Asta este o poveste. Deci orice organizare de scrutin peste tot costă și partidele... Costul nu este costul organizării. Democrația, prin forma sa de electorală, este ca în reclamele cu cărți de credit, e priceless. Aia n-are preț. Problema pe care noi avem, costul alegerilor atât de frecvente, este paralizarea sistemului de administrație și de management al țării. Dar vă spun ceea ce cred că au de gând să facă, pentru că Parlamentul nu va pleca acasă, anticipate cu voința Parlamentului nu se pot face, vor încerca să folosească o mânie autentică opiniei publice împotriva actualului guvern și împotriva domnului Ponta personal. E o chestiune personală cu Ponta astăzi. Este inamicul public numărul 1 în România astăzi. Este drept, este nedrept? Nu știu, dar asta este o realitate. Și atunci sub presiunea străzii vor încerca să pună presiune pe parlamentari, un pic cam cum a fost la mitingurile din 2011, apropo de Arafat, apropo de... Da, dar element... foarte puțină lume, totuși presiunea străzii, să mă ierte deci, Dumnezeu, dar a fost minimă. Deci eu a fost constantă, dar nu erau 10.000 de oameni în stradă. Deci, ca să vă răspund politic la întrebarea dumneavoastră, și domnul Iohannis și domnul Blaga și ceilalți vor să ia puterea, vor să facă un guvern de centru-dreapta. Domnul Iohannis a spus-o explicit într-un interviu într-o gazetă italiană acum câteva zile. Este într-un fel firesc. Dar întrebarea mea este legată de altceva. Pentru că până la urmă este firesc ca cine vrea să dorească să guverneze, să-și pună politicile pe care le imaginează sau pe Da, e absolut logic, am mai avut această conversație. Dar problema mea nu este aceasta atât de mult. Pentru că până la urmă și la urmă există viață și în opoziție, partidele de multe ori în opoziție au capacitatea de reinventare și de găsire de energii proaspete. Întrebarea este dacă regula jocului la nivel politic și la nivel de organizare de societate în era Iohannis va fi la fel ca în erele precedente. Și mă refer în principal la era Băsescu. Deci dacă președintele, dincolo de majoritatea pe care dorește să-și o facă, va fi, ca și domnul Băsescu, exclusiv președintele acelui partid și când partidul acela nu mai răspunde la comenzi, te-a pus să-ți faci o altă jucărie, cum a fost cazul domnului Băsescu. Eu cred că domnul Iohannis, pe care îl cunosc și cu care am făcut echipă în 2009, trebuia să fie primul ministru în condițiile în care eu aș fi câștigat alegerile și probabil că putem spune că acele alegeri au fost, hai să spunem, la limită, ca să nu vorbesc pricinos și subiectiv. Deci, cunoscându-l suficient de bine, eu sunt convins că intenția sa, și sper să rămână intenția sa proaspătă de acum, modul în care va opera ca președinte al României, nu este de a crea aceeași ură, aceeași vrăjmășie, aceeași politică distructivă între putere și opoziție. Aveți un contact cu noul președinte? Ați comunicat după alegerea? Deocamdată nu, dar nu cred că este aceasta problema principală. Problema principală este că eu cred cu tărie și recomand și un text pe care l-am publicat în această dimineață și pe care sper ca lumea să-l vadă pe site-ul meu și pe blogul meu. Eu cred, vorbesc acolo, iertați-mi ușoara ironie, un semn de întrebare. Neuer Weg, da? Da. Sau aceeași mărie cu altă pălărie?
Asta e titlul articolului pe care eu l-am publicat. Pentru că, în esență, asta e întrebarea. Este un drum nou. Într-un moment mai complicat pentru România decât oricând altcândva. Deci, dacă înțeleg bine, vi se pare plauzibil scenariul unui Traian Băsescu devenit premier după 21 decembrie? Sunt convins că domnul Iohannis nu-l va numi niciodată pe Traian Băsescu prim-ministru. Sunt convins de chestiunea aceasta. Sunt convins în egală măsură că va încerca și va avea în spectrul politic românesc, în societatea românească, extrem de mulți aliați onești, dincolo de politică partizană, care să spună: domnule președinte, vreți să avem un minim de consens în țara aceasta, într-un moment atât de complicat, cu probleme interne și externe extrem de mari, astfel încât pentru următorii 5-10 ani de zile, cât durează mandatul unui președinte în România, 5 ani, și dacă sunt 2, sunt 10 ani, în care să putem să traversăm această barieră de vrăjmășie, de lipsă de încredere între partide, între putere și opoziție, între politic și societate, între economic, patronate și sindicate, în reinventarea dialogului social în România, în mers împreună către Occident pentru obținerea unui pachet de susținere a României care să ne scoate de la periferia economică a Europei. Acestea sunt câteva lucruri minime obligatorii pe care un președinte, dacă vrea să le facă și dacă se duce deasupra politicului imediat, este în măsură să le facă. Este președintele singurul ingredient? Nu. Sunt și alte ingrediente necesare. O nouă regulă între putere și opoziție. Un minim de... Eu propun, inclusiv în materialul meu, ca de exemplu, tot ce înseamnă strategie națională importantă, energetică, de aderare la zona euro, de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale, să fie adoptate... De luptă contra corupției. De luptă împotriva corupției. Să fie adoptate prin legi organice în Parlament, astfel încât să fii obligat tu la putere să te duci către opoziție și tu o negociere complicată în care ții cont și de interesele lor, să poți ajunge la o concluzie. Pentru că mâine vine opoziția la putere și exact cum s-a întâmplat de fiecare dată, legenda meșterului Manole o luăm de la început. Sunteți și de la început. Foarte optimist, domnule Joana. Nu. Înseamnă că dacă România a ales un președinte de origine germană, o să știm și să negociem și să dialogăm cum se face în Germania. Eu, nici în Franța nu există asta. Eu sunt absolut convins că într-un moment de răscruce și complicat, cum n-am mai avut noi de multe, multe decenii în România. Da, dar poate fi o oportunitate. Poate să fie uitați-vă puțin la istoria modernă a României. Așa cum suntem noi, că nu suntem mult diferiți noi, cei de astăzi, față de generațiile antebelice sau generațiile din tipul României mici, da? Suntem cam aceeași, să zic, bine, construcție. Cu o pauză de 50 de ani de comunism. Și cât a alterat comunismul trăsăturile noastre, toți suntem într-o formă de continuitate. Dar uitați-vă puțin istoric și citiți cărțile lui Lucian Boia, dacă vreți. Cum le citim cu toții. Le-am citit cu toții, dar trebuie să le citite. Trebuie să le citite. Întotdeauna, de o manieră poate ciudată, când au fost momente complicate de răscruce, momente de cumpănă pentru țară, într-un fel, elitele românești au reușit să găsească o minimă coerență de proiect politic național, astfel încât să putem să mergem mai departe. Aveți dreptate. Eu sunt convins că în țară, dincolo de domnul Iohannis, de mine sau de cine vreți dumneavoastră, Nicola Don, oameni din business, oameni din media, oameni din mediile civice, români din țară și din străinătate, cred că există suficient de multă lume lucidă, onestă față de interesul mai larg al țării, care să înțeleagă că acum, dacă stăm la fel de dezbinați și nu avem un minim de proiect coerent legat de economie, de societate, de anticorupție, de probleme de securitate națională, riscurile la adresa României sunt absolut fără precedent. Pentru că, deși nu suntem amenințați de o formă de război deschisă, există o competiție de tip nou război rece, care se va împământeni în regiunea noastră pentru probabil mulți, mulți ani de zile. Suntem la graniță. Și atunci eu sunt convins, nu știu, poate că există în mesajul meu poate și o formă de strigă de îngrijorare față de riscurile la care România va fi supusă în anii care vin. Și apelul meu este ca să continuăm în mod evident lupta democratică. Vreau să guvernez. Vreau ca un partid de stânga, PSD-ul ca primă prioritate sau un alt partid de stânga să fie cel care va guverna România. Cred că avem dreptate și e nevoie de stânga românească administrând România. Cred că domnul Iohannis și cei de dreapta spun: nu, dreapta e cea mai bună să guverneze. Asta e un lucru legitim. E o competiție democratică și o rivalitate ideologică absolut legitime. Dar dincolo de asta, ceea ce în mediul anglosaxon se numește un establishment, un grup informal de oameni,
influență în diverse segmente ale societății. Întotdeauna a existat capacitatea ca acest establishment românesc, că a fost în perioada în care am adus dinastie străină, că a fost perioada în care chiar în perioada lui Cuza, în perioada în care, după cea mai lungă domnie din istoria națiunii române a regelui Carol I, s-a făcut acel moment 916, 918, 923, când s-a zămislit România Mare. Chiar și în perioada Ceaușescu și în perioada comunistă a existat în anii 70 un anumit tip de joc strategic, cu limitele evident date de natura regimului și de natura personajelor care au. Am avut un consens politic în România pentru integrarea în Occident după 90, da? Da, absolut. A fost absolut. Și acolo de la Ion Rațiu, la Emil Constantinescu, la Ion Iliescu, Traian Băsescu, Mircea Joană, cine vreți dumneavoastră, cu toții am contribuit într-o formă sau în alta la cimentarea unei relații cu Occidentul. Deci, mesajul meu este un mesaj, în primul rând, de alertă, dar și un mesaj de întindere de mână, din punct de vedere interes național, către toți ceilalți care înțeleg că sunt câteva chestiuni care trebuie să le facem în mod obligatoriu. Atunci, de ce nu un guvern de Uniune Națională? Pentru că cred că e greu de făcut. Ar fi o formulă. Dacă, de exemplu, domnul Iohannis își propune și PNL-ul își propune să modificăm Constituția, atunci, până în 2016, și să avem o formă de constituantă, Parlamentul actual să fie o formă de constituantă, atunci se poate gândi o formulă de acest gen. Dar este o formulă excepțională, nu cred că este o formulă naturală. Vorbeați de premizele unei crize. Da. Deci situația este puțin excepțională, nu știu dacă este de natură. Pentru mine, evident, a provoca un guvern de Uniune Națională. Evident că e o decizie pe care nu o putem lua singur. Sunt sceptic cu privire la capacitatea de a genera un astfel de consens național atât de repede, atât de aproape după campania prezidențială. Dar cred că putem să găsim un consens național între putere și opoziție, indiferent cine e la putere, cine în opoziție, dacă președintele întinde o mână către toți actorii din societate, dacă între putere și opoziție se ajunge la un minim acord pe câteva subiecte importante, dacă ne hotărâm să mergem către societatea civilă și mediile profesionale ca să ne ajute în implementarea acelei strategii naționale, pentru că avem strategii naționale și sectoriale pe fiecare milimetru de politică publică românească. Avem la strategii, de nu putem să le ducem. Știu. Și dumneavoastră chiar ați venit problema, la acest microfon cu câteva dintre ele. Și problema este că execuția lor este foarte precară. Și atunci, întărirea administrației publice, antrenarea profesioniștilor în actul de decizie, un consiliu pentru diasporă care să cuprindă ca și codecidenți pe tot ce înseamnă politică publică față de diasporă, dincolo de votul din diasporă. Haideți aș avea o întrebare, vă întrerup expres pentru că nu știu dacă ne mai rămâne mult timp, cred că nu, de altfel. Deci întrebarea fundamentală, și aș vrea să fixăm această întrebare, și ea nu este ironică, este serioasă. Neuerweg, un drum nou, sau aceeași mărie cu altă pălărie? Întrebarea este adresată atât noului președinte, cât și PSD-ului, atât noului PNL, cât și UDMR-ului, atât pe PDD-ului sau oricui ai cuiva care are un cuvânt de spus pe scena politică românească. Deci eu sunt convins că în acest moment există suficient de mulți oameni onești, inteligenți și lucizi în țară. Frunte cu dumneavoastră, da? Pentru că toată lumea înțelege asta, dar stați puțin că nu e ceva negativ neapărat. Deci vă propuneți, întindeți o mână, ați spus-o chiar dumneavoastră. Eu sunt, deci sunt dispus pe orice proiect de nespus. Pe orice proiect care depășește termenul scurt și rivalitatea politică naturală, pe orice proiect pe termen mediu, scurt, mediu și un pic mai lung, hai să spunem 10 ani de zile, eu sunt dispus să fac echipă cu oricine. În condiții de competiție electorală și democratică, rămân de stânga, ei sunt de dreapta, dar cred că avem nevoie de un minim consens național și avem nevoie de un minim de proiect de țară mai ambițios și mai curajos intelectual și politic decât până acum. Și acest lucru este valabil pentru foarte mulți alți profesioniști din politică și din afara politicului. Mă refer la profesioniști acum, m-ați ajutat, mi-ați ridicat o minge la fileu, cum se spune, puțin mai familiar. Mă adresez strict ministrului de externe care ați fost, aș avea nevoie de o explicație tehnică. Tehnică, pur tehnică, nepolitică, am avut explicația politică din auri, asupra faptului că DNA-ul instrumentează dosarul votului din diaspora. Parchetul general a fost cel care a început ancheta. Vă mărturisesc că este foarte greu de înțeles, sau cel puțin, hai să spunem, nu este evident de înțeles, unde poate fi marea corupție în cazul celor care nu au putut să voteze la Londra, la Paris sau la Roma.
Marea corupție, conform legii românești, la care cred că se referă DNA-ul prelund acest dosar... Exact, aici facem supoziții. Este la exercitarea influenței politice a unui lider politic și lider de partid pentru obținerea unor avantaje de orice fel. Deci corupția nu înseamnă neapărat că e niște bani, ci înseamnă coruperea unui mecanism de decizie în scopul de a obține avantaje electorale în cazul de față, patrimoniale în cazul corupției tradiționale. Vă referiți clar la Titus Corățean sau chiar la Victor Ponta, care au decis să nu suplimenteze secțiile de votare? Eu nu pot să judec din punct de vedere legal sau penal, pentru că nu știu care este până la urmă Dacă dăm crezare celor spuse în momentul... Eu spun că politic ei sunt responsabili pentru pierderea alegerilor. Stați un pic. Eu spun că din punct de vedere politic, Ponta, Corlățean și poate alții din campanie sunt vinovați politic pentru crearea unei stări de spirit în diaspora care a condus la un val anti-Ponta și anti-PSD fără precedent. Deci politic ei sunt responsabili și să plece acasă. Din punct de vedere penal, legal, noi trebuie să lăsăm DNA-ului și după aceea instanțelor, pentru că sunt convins că se va ajunge în instanță cu acest dosar. Nu poți să nu ai un răspuns legal, imparțial, la o problemă atât de gravă ca sute de mii de oameni, în mod deliberat sau nu. Dumneavoastră chiar vedeți ministrul de externe și premierul eventual în fața tribunalului? Eu văd în mod evident pe cineva, nu știu cine, poate nu sunt ei. Asta ancheta va trebui să demonstreze. Că cineva va trebui să răspundă într-o formă sau în alta, să fie exonerați de culpă și asta este o posibilitate. Da, domne, noi de fapt avem dreptate. Nu puteam să schimbăm legea în timpul jocului, nu puteam să creăm secții suplimentare în străinătate. Dacă acest lucru este autentic, deși sunt semnale că Becul a spus că se poate, alți magistrați de poziție foarte înaltă au spus că s-ar putea. Se poate de asemenea. Deci eu nu pot să fac un proces de intenție cuiva. Dar din punct de vedere politic, acești oameni trebuie să plece acasă pentru că sunt un balast cumplit. Bine, dar asta, iertați-mă, asta e o evidență încă o dată, peste tot. Deci ai jucat, ai pierdut, încă o dată, e ca la meci, nu? Practic. Deci, eu sunt convins că va exista un proces pe această temă. Dacă la acest proces concluzia va fi că oamenii sunt nevinovați, este bine, pentru că am avut o singura modalitate de a răspunde unei nemulțumiri profunde a publicului din România, este de a se face dreptate. Dreptatea înseamnă că unii sunt vinovați sau nevinovați. Eu nu spun că ei sunt vinovați, dar spun că se ajunge în justiție. Nu știu care vor fi inculpații, nu știu care vor fi capete de acuzare. Dar dacă se va ajunge la o formă de clarificare juridică a acestui moment, fără precedent în România. Absolut, e total inedit. Deci există deci, vorbim despre o situație de neimaginat. Deci eu aș compara momentul de la dezorganizarea votului în diasporă, haideți să spunem ca așa cum a fost. Noroc că suntem pe internet și că vă vedem și zâmbetul. Sunt ușor. Este, dacă vreți, într-o formă a secolului 21 și a unei Românii, membru a UE și al NATO, echivalentul mineriadelor din 90, în care, practic, ai o chestiune care denaturează sensul democratic. Nu vorbesc chiar și de vinovat sau de culpe. Lucrurile sunt în continuare destul de complicate vis-a-vis de mineriadele, mai multe care au fost. Nu e treaba mea. Și ați văzut... Ca martor al jurnalist fiind aici, nu știu cât de complicate sunt lucrurile. Și faptul, asupra stabilirii responsabilităților... Și faptul că de la Curtea Europeană se spune că acea conversație este imprescriptibilă, îmi arată că mai devreme sau mai târziu justiția, singura forță, singura entitate, singura chestiune democratică care poate să spună adevăr, minciună, dreptate, neadevăr. Și eu prefer întotdeauna să mă duc în instanță și să am în fața justiției ultimul cuvânt, pentru că este singura forță, cel puțin teoretic. Da, dar sunt foarte puține țări occidentale în care lideri politici de prim plan sunt trași la răspundere în fața justiției pentru o acțiune politică la bază. Deci de-aia mi se pare un scenariu nu neverosimil, dar fără precedent, nici măcar greu de imaginat. Dacă va exista, din punct de vedere al justiției, încă o dată, o suită de argumente care să pledeze în favoarea faptului că această acțiune a fost deliberată și că a împiedicat în mod deliberat dreptul constituțional, fundamental, elementar, primar al unei democrații ca oamenii să voteze, în clipa respectivă asistăm la un precedent în sensul că vor exista politicieni care vor plăti
juridic pentru această chestiune. Repet, în continuare... E bine sau e rău pentru imaginea României? În este, cazul în care este, se va întâmpla, nu putem anticipa, bineînțeles, dar e, cum interpretați? E, ca un semn pozitiv sau fi, ca o pată? Ar fi devastator. Ambele. Ar fi devastator, dar avea și o formă de purgatoriu. Pentru că uitați-vă și la imaginea României cu privire la corupție. Faptul că sunt atât de mulți politicieni la vârf și atât de multe încrengături între medii economice și politice, o suveică cumplită care suge practic resurse din circuitul normal al banului natură, a creat într-o primă etapă o percepție de o Românie extrem, extrem de coruptă. În clipa în care citești presa externă și vezi azi un fost premier, mâine un ministru, nu știu câți parlamentari, iată unde duc dosarele Microsoft, vine și ADS-ul, o să vină niște bombe nucleare, dar nu putem să le mai ducem. Dar în esență, în spatele acestui lucru, este și o chestiune bună. Și eu cred că cei care urmăresc România puțin mai atent, inclusiv mediile strategice, politice, diplomatice și economice, din Occident cel puțin, își dau seama că de fapt noi suntem într-o etapă obligatorie, care este ingrată într-o primă etapă, care îți creează o reputație de excesivă corupție și excesivă perisabilitate a factorului politic. Dar în esență este și moment zero. Și dacă vom avea noi, cei care suntem apt combatanți în politică, acei oameni de care vorbeam puțin mai devreme în emisiunea noastră, și vom putea să punem în loc o chestiune care să fie mai integră, nu va fi perfectă niciodată, nu dispare corupția complet. Dacă vom fi la fel de intransigenți și de duri și cu cauzele corupției, cum suntem cu efectele corupției, dacă vom înțelege că fără o administrație mai performantă, în articolul meu de astăzi propun, și vreau ca președintele, și vreau ca și Comisia Europeană, și fondul, și Banca Mondială să spunem că după ce am făcut din DNA o entitate de elită cu sprijinul SRI-ului, da? Aia este absolut perechea de instituții care funcționează. Era scandat în stradă. Deci, da? Ai în clipa de față două instituții care dau senzația și realitatea că funcționează, da? S-a investit în ani de zile în aceste instituții ca să devină ceea ce sunt astăzi. Eu aș propune să adăugăm încă o instituție pe lângă cele două, care se numește ANAF, pe unde se colectează banul public. Mie îmi spuneți de câte ori spun asta. Stați un pic. Exact, ba da. Dar eu spun, fiscu, celebru fisc. Dar eu spun depolitizat de sus până jos. Eu aș fi dispus chiar să aduc management străin pentru o perioadă, ca să fim siguri că nu pune nimeni, să zic, interese și tentații de moment mai presus de nevoia de a reforma această instituție fundamentală. Mai spun ceva. Eu nu cred că este normal ca SRI-ul să fie în interiorul ANAF-ului, cum este cazul de acum. Eu cred că SRI-ul trebuie să facă, ca și pentru DNA, să presteze servicii de colectare de informații, de sprijin pentru crime financiare sofisticate, inclusiv transfrontaliere, și acolo să punem de sus până jos funcționari publici care să fie bine plătiți, profesioniști, și dacă am putea să facem la ANAF și după aia la alte instituții importante. Totul începe de la ANAF, știți, la fel de bine ca mine, da? Deci, în Occident, totul pleacă de la fisc, de la sector. Și aici iarăși vreau să mai spun ceva. Sunt mulți oameni în zona de ANAF și în zona administrației publice centrale și locale care sunt oameni excepționali. Cunosc oameni care sunt de o integritate și un profesionalism impecabile. Am văzut în guvern miniștri buni, secretari de stat foarte buni. Deci nu este un fel de gulaș în care amestecăm de toate și automat tot ce vine în administrație sau un politic este blestemat, este corupt, este inutilizabil. Nu. Haideți să extragem părțile sănătoase dintr-un sistem care are în continuare funcționalitate, care are în continuare oameni decenți. Haideți să-i plătim bine, să-i motivăm bine, să-i ajutăm să fie la adăpostul, de asta e bun seriu, să fie la adăpostul tentației de a pune mâna pe un bănuț. Sunteți foarte aproape de ceea ce dezvăluia ambasadorul Franței în mai multe conversații printre care și publice, în care pleda pentru o elită a administrației românești, bine plătită, bine formată, deci greu coruptibilă, care să fie nucleul reînvierii României, redeșteptării. Eu regret că... E cam același lucru, dacă vă înțeleg gândirea până la capăt? Un corp de elită a funcționarilor publici, administrației publice, care să tragă țara în sus. Nu există o țară care să funcționeze bine, care să iasă din periferia economică a Occidentului și care să devină o țară centrală din punct de vedere strategic, economic, politic, nivel de trai, nivel de sofisticare și diversitate a structurii sale economice și sociale, în absența unei administrații care funcționează. Nu există așa ceva.
de la Singapore la Brazilia, din America până în Germania, de unde vreți până unde vreți, în Polonia. Nu există societate care să funcționeze fără o administrație bună. Și atunci, ce spune ambasadorul francez și ceea ce spun și eu, ca absolvent de ENA, de Școala de Administrație în Franța, și care am încercat să facem în perioada 2000-2004, o INA, un fel de pui, da, de tip înalți funcționari și pregătirea lor. Cred că ar trebui să reluăm o idee de acest gen. Serviteur de l'État, cum spune. Și care să spunem că, într-adevăr, acești mandarini, dacă vorbim în termeni, în termeni confucianiști, sau medicali, sau acești slujitori ai interesului statului. Uitați-vă, de exemplu, la calitatea administrației publice din Marea Britanie. Mândria de a face parte din corpul de servitori publici, de slujbași publici. Uitați-vă la administrația franceză, care este, poate că este masivă și poate este un pic birocratizată, dar este una de o calitate. Și deci, oamenii sunt dedicați, într-adevăr. Acest șantier al transformării administrației la nivel central și local în chestiuni mai performante, nu peste noapte și nu peste tot. De asta propun. Hai să începem cu ANAF-ul. Hai să începem cu o școală de administrație la nivel serios. Hai să facem o depolitizare autentică a acestei zone. Eu cred că este un lucru foarte, foarte bun. N-am avut timp, Mircea Joană, să abordăm toate subiectele. Aș fi vrut să vorbim de Ucraina, aș fi vrut să vorbim de Moldova, or să mai fie ocazii, dar nu vă las să plecați până nu ne spuneți ce carte ne-ați adus. Am refuzat să mă uit, să trec cu ochiul la ea. V-am lăsat spontaneitatea anunțului. Este, cred, cea mai interesantă carte de politică economică și de istorie de politică economică românească pe care eu am citit-o de mulți ani de zile. Este a profesorului Cornel Ban de la Boston University, care a lansat-o recent la București și care cred că pentru cei care o vor citi își vor da seama că problemele noastre de a decalajelor care le avem față de Europa dezvoltată, a periferiei la care continuăm să stăm, are o explicație mai veche, o explicație istorică. Și aici este o pledoarie în premieră împotriva gândirii unice care a dominat de fapt tranziția românească și tranziția Europei Centrale și de răsărit, acelor teorii ultra-neoliberalo-libertariene care spun că îți poți permite să neglijezi aspectul social și aspectul de investiții publice. Vorbim de o teorie economică foarte de dreapta. Este vorba de o teorie economică, gândirea unică. Gândirea unică. Este mai nuanțată. Este mai nuanțată și este o încurajare, la partea dreaptă. Nu, nu, este tocmai dimpotrivă o critică dinspre stânga, dar care încurajează de fapt o politică economică heterodoxă în care să păstrăm elementele de consolidare fiscală care sunt necesare pentru orice economie, dar să încercăm să vedem că există și alte zone în care de fapt o negociere. Și Cornel Ban, revenim la Keynes. Nu, vine la o chestiune, o combinație între elemente ale unei stânci progresiste care găsește soluții pentru ziua de astăzi și elemente de consolidare din zona neoliberală care sunt în continuare necesare. E un fel de hibrid de politici publice în care Cornel Ban, probabil cel mai sclipitor economist de dezvoltare care l-are astăzi Europa și care este un intelectual rasat, propune inclusiv un nou pachet de negociere al României cu Occidentul, din punct de vedere gradele de libertate pe care noi putem să le obținem în condițiile în care Occidentul însuși se mută de la teoriile atât de radical de dreapta și, culmea, cea mai mare schimbare este la Fondul Monetar Internațional, care de după criză a pus mai mult accent pe problemele sociale de dezvoltare și creare de locuri de muncă decât pe austeritate. Da, pentru că a fost condus de Dominic Strauss-Kahn, care este un om politic de stânga. Și poate pentru că este Christine Lagarde, pardon, care i-a urmat acum, deci altă responsabilă. Deci într-un fel suntem într-un fel de între ciocal și nicovală, într-o gândire de la Washington care pune accentul și pe mai multă coerență socială și o gândire foarte teutonică dinspre Europa, care pune continuare accent pe austeritate, consolidare, care între aceste două curente, România are o plajă de negociere puțin mai largă, cu oameni mai îndrăzneți intelectual și mai bine pregătiți profesional, cum este Cornel Ban și alții care sunt în țară și în străinătate, România își poate negocia cu Occidentul un pachet care, pe lângă pachetul strategic, militar, în care România într-adevăr excelează, să putem să avem un pachet, dacă nu cum a fost pentru Coreea de Sud într-un moment de război rece în Asia, măcar pachetul polonez.
Deci măcar pachetul polonez, care măcar varem dacă ar fi pachetul. Păi măcar a funcționat foarte bine. Și care da, care cred că România dacă ar avea, deci este o carte pe care eu o recomand foarte multe oameni. Dar răspundeți-mi la întrebarea asta, vorbim despre platforma politico-economică a noului lider, indiferent de formațiunea politică pe care o sau Codel Ban, sau însoții, din punctul meu de vedere, vorbim de programul dumneavoastră, mai mult sau mai puțin, ca să fiu foarte clar. Este vorba de un program politic mult mai îndrăznesc decât până acum, la care lucrez, la care nu cred că pot să înregimentez eu oameni de calitatea lui Cornel Ban, cu care sunt prieten foarte bun, dar gândim la fel, ca să vorbesc în termen de melodii la modă. El este astăzi, din punctul meu de vedere, cel mai important ideolog economic al stângii progresiste românești și europene. Este un om fenomenal și, dincolo de preferințele politice, vă invit să citiți această carte. Mulți tineri care au fost la lansare, după ce au citit cartea, au spus: noi credeam că suntem de dreapta, citind cartea ne-am dat seama că de fapt suntem oameni de stânga. Citiți-o, pentru că nevoia de claritate ideologică și de a termina mimetismul ăsta ideologic. Mulți votează de dreapta fără să știe ce votează, mulți se spun că sunt de stânga fără să știe ce votează. Cred că un început de clarificare în societate, în opinia publică, în elitele intelectuale este necesară. Citiți și cărți ale economiști de dreapta, citiți și una de stânga care este incredibil de interesantă și vă recomand cu toată căldura. Avem și un program politic. Deci, Mircea Joana, mulțumesc foarte mult. A fost bilanțul provizoriu de cealaltă săptămâni, semnat Mircea Joana. Weekend plăcut tuturor. Ne revedem aici sâmbătă viitoare, ora 10:10, aici la RFI. Mersi, la revedere!